zâmbi. Uite ce să fac, te aștept de câteva ori, unde ai fost? Păi la salon. La salon? Da. Unde ai fost tu la salon, mă? Că până acum mi-a trimis cineva mesaj și te-a văzut că ai ieșit cu un bărbat dintr-un bloc. Păi da, la salon, dar pe ce stradă m-au văzut? Pe strada Pajurei. Păi da, acolo. Eram la salon, la Cabello Beauty Salon. A, și ăla cu care m-au văzut era Gabi, știi? Și am ieșit în același timp cu el din salon. Gabi? Gabi, da. Bărbat sau femeie? Bărbat. Și el știe că e bărbat? Da. Bă, tu mă păcălești pe mine, hai să fim sinceri, ce bărbat merge la salon? Că bărbații la salon când merg își pierd răbdarea. Nu mă, serios, că el are răbdare, el stă o grămadă la salon. Ok, fii atent, data viitoare când mergi, vin și eu cu tine să te verific. Da, drag, data viitoare când merg, ești invitatul meu. Ce faci, mai durează mult? Acum, mă pregătesc puțin și după aia mergem. Și tu îmi iertă, mă, te aranjezi înainte să mergi la salon, într-un loc în care te aranjezi? Deci tu practic te aranjezi înainte să te aranjezi? Da, mă, că toate ies bombă de acolo. Și dacă eu intru nearanjată când alta iese aranjată, eu mă simt urât. Ce dracu logică e asta, mă? Dar și eu îmi spăl mașina înainte să o duc la spălătorii? Pentru că ești țăran, de aia nu speli. Da, în fine. Hai să mergem să vedem cum stai tu 5 ori la salon și stă și Gabi 5 ori la salon, care e Gabi bărbat. Și îmi zici tu că el nu-și pierde răbdarea acolo. Ascultă-mă, orice bărbat își pierde răbdarea la salon. Orice bărbat. Da, hai că-s gata. Să mergem. Hai. Aha. Și zici că ăsta e salonul în care stai tot 5 ore, a? Da, da. Unde poți să stai? Că nu înțeleg ce poți să faci 5 ore aici. Păi cum ce poți să faci? Păi iau de toate, frate, aici. Au și terapie oxigen, au și vopsiri unghi, au și vopsiri sprânceni, orice ai. Au de toate. Ce vrea sufletul tău? Aha. Hai, hai că mă duc, uite, mă cheamă frate. Hai, du-te, că am treabă și eu. Săruna! Bună ziua! Întrebare. Gabi vine aici? Este aici acum? Gabi, băiat sau fată? Asta mă întrebam și eu. Și că băiat? Păi este. Are acum un tratament cu castraveți? Aha. Ia să vedem ce prețuri aveți voi. Într-adevăr, nu-i mult, că mi-a luat la un moment dat cineva doar să-mi dea părul din noi 30 de lei. Și în afară de castraveți și astea, ce mai oferiți pentru bărbați? Tratament facial? Facial. Facial ceva aș face, să vă zic sincer. Hai că ne uităm, găsim noi ceva dacă tot aștept. Auzi? Mă scuze, dar știți unde-i bărbatul meu? O frecat? Ce drept? Ce faci, mă, aici? Uite ce să fac, un... tratament pentru ten. Mi-au spus oamenii ăștia de aici că au un ten foarte, foarte uscat. Tu nu vezi niciodată mic. Da. Hai să mergem cât mai stăm. Păi cum să mergem? Că am după asta masaj capilar. Că de fiecare dată când te aștept, am așa o durere aici după cap. Uite, și acum simt cum pocnește. Nauleu, parcă mă iași pe mine acum când te aud. Și după aia am și eu ședință la mezoterapie virtuală. Ce? E pentru luminositate și strălucirea tenului. Că tot timpul nu vezi... Mă întunec când sunt supărat. Și după aia poate mergeți un pic și în unghiuțele. Unghiuțe? Păi acum nu mai ai gheare, ai unghiuțe? Te us? Da, mi-au zis că aș putea să le fac French, să dau așa un pic de nuanță de alb peste ele. Aoleu, French, ha? Până acum le aveai rustic cu negru sub ele, dar de acum le aveai French cu alb peste. Și după aia vreau să fac și un tratament cu ceară parafină pentru o piele super fină. Ceara, mă, te-a că tot vrei tratament cu ceară, de ce nu ți-ai din urechi, că ai o grămadă, n-ai tu păr pe picioare câtă ceară ai în urechi, crede-mă. Și aș vrea totuși să aflu și cât mă costă o întreținere de gene. Ce întreținere de gene, mă, mai întâi du-te și îți plătești întreținerea la asociație și după aia ai pretenții să o plătești pe asta de la gene. Că dacă mai faci din astea, gena ta nu mai e cazul să o întreții. Și după aș vrea și o extensie de gene. Eu cred că îți trebuie extensii genitală, că văd că ai rămas fără. Auzi, da, un bronz nu vrei? Ce să fac cu bronzul? Eu sunt direct aur. Da, știi ce mi-au zis fetele? Mi-au zis că nu prea mi se potrivește numele Serghei și că îmi dau dreptate. Cred că de acum vreau să mi se zică Teo. Teo? Băiat sau fată? Bună întrebare. Teo? Te umor dacă mă mai faci aștept. Hai odată! Da, și după aș mai vrea doar atât, o epilare definitivă. Păi dacă tot vrei epilare cu ceară, să o folosesc tot pe ea din urechi, că sigur o mai rămas. Da, hai că deja ești invidioasă pe mine, ok? Hai!
Frate! Mai nou bărbații la salon nu-și pierd răbdarea, își pierd masculinitate. Dar poate să fie oricine, să mori. Auzi, zici că ești bătrân și tremuri. Și acum Mercedes! Da, mai nou bărbații la salon nu-și pierd masculinitatea, își pierd virginitatea. Pardon, invers. A, stai, am greșit butonul.